Bună, Petrișor! Ne bucurăm tare mult să fiți alături de noi la această ediție a Bucharest Technology Week. Spune-mi, te rog, care sunt noutățile pe care le prezentați? Bună! Noi suntem Pulsar Technologies, în primul rând, iar anul acesta am venit cu Lyra Smart Home, noua generație de case inteligente, un ecosistem de produse 100% românești. Cu alte cuvinte, am venit cu un asistent inteligent, sub forma unui hub, cu 7 rețele wireless integrate, care elimină nevoia consumatorului de a achiziționa câte un hub de la fiecare brand de smart home. Ne adresăm tuturor consumatorilor care doresc să-și tehnologizeze casa pentru a-și controla sistemul de iluminat, căldura, sistemul audio și alte aparate și a spori securitatea casei de la wireless fără bătăi de cap. Care sunt obiectivele voastre de business pe anul 2019? Cel mai important obiectiv al nostru este să preluăm cât mai multe comenzi pentru a scădea costurile de producție. Noi estimăm că acest obiectiv va fi atins în această vară. Și ultima întrebare, te rog să-mi spui cum simțiți vibe-ul evenimentului și interacțiunea cu vizitatorii și care au fost motivele pentru care v-ați alăturat Bucharest Technology Week? Ok, în primul rând, oamenii am văzut că sunt foarte curioși de tehnologie, sunt din ce în ce mai interesați de smart home, este un trend în ascensiune. Iar despre eveniment pot spune că sunt foarte mulțumit, este o atmosferă extraordinară și abia aștept să revin și la anul. Mulțumim, te așteptăm cu drag! Și eu, mulțumesc!